Salutare YouTube! Eu sunt Florin Fit. Iar în episodul de astăzi vreau să vă prezint 5 rețete cu care puteți adăugați cât mai multă masă musculară și să aveți un triceps cât mai mare. Hai să vedem ce rețete v-am pregătit. Prima rețetă va fi o porție de French toast care va consta în 175 de grame de pâine cu secară, niște lapte de migdale, 2 ouă, un de arahide, jumate de banană, albuș de ou și pudră proteică și niște zmeură care este la congelator. Adăugăm laptele de migdale cu pudra proteică și cu ouăle într-un shaker pentru a nu rămâne guguloasă. 50 de grame de lapte de migdale, 2 ouă întregi, ouăle sunt de casă, 'Mi bine compoziția pentru masă musculară. Cu asta faceți un biceps imens. O să aibă undeva la 1000 de calorii toată rețeta asta, 1100 de calorii. Deci este doar pentru cei care vor să acumuleze cât mai multă masă musculară. Țineți minte. Hai să vedem. În continuare, deci rămâneți aici, că e belea. Acum vom pune 175 g de pâine pe cântar. Trebuie neapărat să cântăriți dacă vreți să creșteți, dacă nu, uite, 178 de grame de pâine cu secară. Iar acum vom turna compoziția din shaker într-un bol pentru a muia felile de pâine în ou. Voi stropi tigaia cu niște spray de cocos. Adăugăm un de arahide. Am adăugat 30 de grame de un de arahide, banană, iar la final adăugăm în jur de 20 de grame de iaurt proteic din acesta de la Lidl. Cam asta este prima rețetă pentru masă musculară. Are undeva la 1100-1200 de calorii. I-am mai adăugat niște unde arahide. Ce vreau să vă spun este că voi trebuie să vă jucați cu cantitățile în funcție de necesarul vostru caloric. Eu aici am pus undeva la 30-40 de grame de unde arahide, jumătate de banană și 70 de grame de zmeură, plus încă 30 de grame de iaurt de ăsta de la Lidl. Deci asta este prima porție. Ne venim cu următoarele 4. La a doua masă voi face o rețetă foarte simplă, care va fi 180 de grame de paste integrale. Eu aici am paste din mazăre și porumb, dar voi puteți să folosiți paste integrale. O cutie de cottage cheese light. Și eu voi folosi niște înducitori. Eu am de la MyProtein.
Dar dacă nu aveți îngrozitor, puteți să luați din magazin, din Carrefour sau din Kaufland, sau puteți să înlocuiți cu 30 de grame de miere pe care o veți adăuga în cotii. Și apoi adăugăm cotijul peste pastele care deja au fiert. Și este o masă completă, la care puteți adăugați niște banane. Da, să nu faci ciudat, banană cu paste, dar este o masă tip desert care are undeva la 700-800 de calorii. Și putem adăuga și niște unde arahide pentru calorii în plus. Hai să vedem cum o facem. La final, peste paste, voi adăuga sirop herzenat de la Jim Beam, pentru că este o porție de paste dulci. Cam ăsta este rezultatul final la a doua masă. Deci eu am adăugat în cotici niște îndulcitori. Voi puteți adăugați 30-40 grame de miere de arbene și va avea același gust. Și în loc de sirop puteți adăuga un de arahide pentru mai multe calorii, dulceață de căpșuni, de zmeură, și o să aveți o masă dulce, sănătoasă și care vă ajută să creșteți în masă musculară. La a treia masă vom face un fel de pizza cublat din pâine. Vom folosi aceeași pâine din făină de secară, sos de roșii de la Kaufland, un ardel, niște măsline negre, roșii cherry și ca sursă de proteină voi folosi tofu. Voi puteți să folosiți piept de pui, ton sau altă sursă de proteină. Care vă place vouă? Eu folosesc tofu de la Inedit. Hai să trecem la treabă! ...170 de grame de pâine. Între timp pornim cuptorul la 230 de grade, preîncălzim. Acum tăiem legumele. Peste pizza voi adăuga și puțină mozzarella light. Am luat-o din Lidl. Adăugăm undeva la 20 de grame de mozzarella light. Cam aceasta este și a treia masă. Nu este cea mai aspectoasă pizza, însă vă poate ajuta să mai diversificați alimentația și să vă luați mai ușor caloriile, mai ales cei care mâncați mai mult. Poftă bună și creștere ușoară, masă musculară, mă repet a 5-a oară pentru videoclipul ăsta. La a patra masă vom face o omletă pe care o vom pune într-o lipie. Vom arăta cum puteți să lipiți omleta de lipie. O vom pune în tigaie și vom pune imediat peste omleta și ea se va lipi. Vă arăt în videoclip imediat. Dar ea va fi formată din 3 ouă întregi, cașcaval light, arguș de ou, niște măsline negre, o lipie, am luat-o din Kaufland, are undeva la 11 grame de fibre pe 100, deci e bombă lipia asta. Ardei roșu și la final cred că vom adăuga niște ketchup light și mă gândesc dacă să adaug și niște tofu, dar vedem până la final. Pentru a bate ouăle, eu folosesc tot un shaker. Poate par ciudat, însă mi se pare o metodă mai eficientă decât să stau să mai bat cu curculița într-un bol.
punem cu un ștuie de gătit. Luăm lipia și o punem peste ouă. Aceasta este a patra masă, deci este foarte important să adăugați lipia imediat când puneți ouă în tigaie și nu este necesar să mai învârtiți pe partea cealaltă. Ea se va prinde de ou și o puteți la liniștiți la pachet, la școală, la muncă, unde aveți treabă și ea nu se va destepe. Și în interiorul ei puteți să adăugați orice, orice vreți. Eu am adăugat niște cașcaval light, de 15 grame și puțin ketchup fără zahăr. Poftă bună! La ultima masă voi face un orez cu telemea. Da, sună ciudat, orez cu telemea, însă este foarte gustos. O să vedeți, dacă încercați, o să mulțumiți. Voi folosi 150 g de orez, 120 g de telemea de vacă de la Hovan, telemea normală, nu e light, și 200 g de morcov. Folosesc telemeaua ca sursă de proteină și de grăsime. Am pus orezul cu morcovul la fier, cam 15-18 minute. Adăugați și puțin sare de Himalaya. Aceasta este și ultima masă, masa cu numărul 5. Are undeva la 800-850 de calorii. Nu dau cantitățile exacte, deoarece noi oamenii suntem diferiți și fiecare avem câte necesar calorii. Adică eu am acum nevoie de 4000 de calorii, tu poate ai nevoie de 3000 de calorii, celălalt are nevoie de 2000 de calorii. Și dacă eu aici spun că am adăugat atâta cantitate, probabil mulți dintre voi veți mânca aceleași cantități și poate vă îngrășați, poate slăbiți, poate nu faceți ce vă doriți. De asta trebuie să vă aflați singur necesarul caloric sau să plătiți pe cineva și apoi vă creați voi cantitățile. Peste masa asta aș mai fi adăugat niște pătrunjel verde, însă nu am, dar o să mănânc așa și am adăugat și puțină sare de Himalaya. Hai să vedem cum arată toate mesele la un loc. Cam asta a fost clipul de astăzi. Eu sper că v-am fost de ajutor și că ați luat de aici măcar o masă care să vă facă dieta mai ușoară. Este ora 12 noaptea, fix, fără un minut. Nu mai pot de oboseală, mă duc să dorm. Mesele astea cred că le voi mânca mâine, le-am făcut special pentru acest clip. Vreau să vă mulțumesc din nou că ați ajuns până aici. Să aveți o zi, o seară sau o dimineață, în funcție de când urmărești acest clip, minunat. Îți mulțumesc! La revedere!